Bună ziua, bună seara, bună dimineața, dragii mei, dragele mele, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Ce să vă spun, astăzi am să fac citirea generală pentru domn și doamne, așa am hotărât pentru că sunt un pic obosită în tarot, cele trei variante. Am ales cuarțul roz, mâna lui Fatima, palma, mâna, cum vreți să-i spuneți. Și hai să aleg și îngerașul bleu. Mulțumesc pentru prezență, pentru mesajele frumoase de astăzi primite de la citirea pe foaie și pe această cale vreau să vă anunț că și dacă nu ați rezonat, pentru că mi-a zis o doamnă, eu n-am rezonat și nu sunt singura, foarte bine, nu e nicio problemă, sunteți mulți, nu aveți cum rezona tot timpul sau în permanență sau cum vreți dumneavoastră. Și nu numai pentru că sunteți mulți, dar unii puteți rezona, se poate, chiar au fost lucruri care deja s-au întâmplat, ceea ce am spus eu astăzi pe foaie, pe zodii, da? Sau nu uitați că această citire pe foaie a fost pentru luna octombrie, chiar și noiembrie. Pe noiembrie, bineînțeles că am să fac alta, dar foaia la mine duce mai mult. Deci, dacă nu se îndeplinește chiar nimic și nu aveți niciun mesaj țintă până la mijlocul lunii noiembrie, atunci da, nici astăzi nu m-am supărat, Doamne ferește. Că nu este obligatoriu să rezonați toți, vă dați seama, deci este imposibil. Da? Într-adevăr, am ajuns la 11.000 de vizualizări, dintre care doar 8.000 sunteți abonați, vă dați seama și restul, sau câți ori fi, de fapt, care vizionează și nu neapărat și din cei abonați. Deci nu aveți cum rezona. Dar totuși gândiți-vă că a fost o citire pe în viitor. Și totuși, pe de altă parte, mulți dintre dumneavoastră ați rezonat cu ceea ce am spus, da? Haideți să vedem dacă se întâmplă lucrurile până la mijlocul lunii noiembrie, așa cum v-am spus, și pe urmă vă aștept cu mesaje, dragele mele, iubitele mele, iubiții mei, ce aș face eu fără voi? Mi-era dor de acest YouTube, mi-era dor să intru normal și vreau și fac tot ce e posibil să mă reorganizez și după aceea să începem și cu ceva etalări noi. Bun, acum voi face etalarea în trei variante de tarot. Ups. Da, tarotul ăsta fabulos, care îmi place de mor, îl iubesc. Am avut înainte o clientă și am întrebat-o, zic, ce fac acum, padul pendular sau tarotul? Și zice, nu, nu, tarotul. Zic, bun, hai că fac tarotul. Am să fac și padul mâine. Bun, vă rog frumos să vă alegeți o variantă. Deci, îngerașul albastru, varianta numărul 1, cuarțul roz, varianta numărul 2, și mâna lui Fatima, varianta numărul 3. Vă rog frumos să puneți pauză, să vă gândiți. Puteți lua o variantă 2 sau 3 în funcție de ce probleme aveți. Gândiți-vă la ceva scurt și cuprinzător, clar și curat, ca și eu să pot da răspunsuri cât mai concrete. Cu cât voi sunteți mai clari în a pune o întrebare la obiect, cu atât îmi transmiteți mie mai multă energie și mai multă claritate. Bun. Deci, numărul 1, numărul 2, numărul 3, și am să-mi pun și o dorință și am să-mi aleg și eu, de fapt, două variante astăzi. Bun. Și să
Începem cu prima variantă, îngerașul bleu. Haideți să vedem. Au căzut deja multe cărți. Au căzut 5 cărți. Voi lua cartea de la mijloc. Da? Nici stânga, nici dreapta. Haideți să vedem. Deci prima variantă. A căzut diavolul, da? Bun. Aici știți cu toții care urmăriți tarotul că diavolul este ceva toxic. Voi, în speță, cei care v-ați spus prima, care v-ați luat prima variantă sau și prima variantă, deci nu uitați că este o etalare generală și pentru domni și pentru doamne, dar nu puteți rezona toți din nou, mă repet, da? Ce vreau să vă spun cu acest diavol în mod deosebit, că aveți o relație toxică cu o persoană cu litera S și cu litera D, da? D. Acum că sunt parteneri sau sunt copii sau nu contează. Deci, pe de o parte, aveți o relație toxică, probleme cu aceste inițiale, lucruri cărora probabil nu le mai dați de cap, nu puteți ajungeți la un echilibru cu aceste persoane. Deci este fix doar pentru cei care știți că aveți probleme cu S și cu litera D. D. Da? Inițiala D. Și probabil că va mai persista această situație. Pe de altă parte, avem aici, dacă v-ați gândit la dragoste, într-adevăr și o situație, știți foarte bine, zic eu aici că aveți un partener care nu poate să aleagă sau nu știe ce să aleagă între dumneavoastră și altcineva. Deci asta îmi dă și nu faptul că a căzut diavolul, dar să știți că eu am niște cărți foarte complexe de tarot. Sunt unele dintre cele mai complexe, da, care pot exista. Și văd aici că cineva se împarte între două situații. În altă ordine de idei, există cineva aici și cei care sunteți născuți pe data de 15 în orice lună, care ați avut multe blesteme la viața voastră, ați fost mult blestemați sau deci s-au făcut și alte lucruri necurate, moșmoande, ca să nu zic altceva pentru că nu-mi place să spun altceva, și încă mai trebuie să mergeți totuși la ceva dezlegări sau să vă curățați, să faceți niște curățiri sau să mergeți alții dintre voi, poate mai mult la biserică sau la preot, sau pur și simplu să a venit timpul să credeți în ceva, în orice, că în univers, că în Dumnezeu, că în Allah, că în cine vreți voi, da? Să încercați să vă echilibrați din punct de vedere spiritual, da? Văd multă răutate aici, cineva este foarte nervos în acest moment, probabil că ați mai spus și anumite vorbe un pic mai urâte, și dacă mă întrebați dacă se rezolvă problema sau se va ajunge la un consens, asta doar dacă voi pur și simplu veți accepta situația, oricare ar fi ea, la orice v-ați gândit, da? Dacă înghițiți și acceptați, e probabil că va merge tot în acest ritm.
Pe de o parte, pe de cealaltă parte, dacă aveți grijă, dacă v-ați gândit, de exemplu, la locul de muncă, că sunt niște factori negativi aici cu care nu vă dau pace. Într-adevăr, poate urma și un divorț, dar după toate problemele și lucrurile care vi s-au întâmplat, vi se întâmplă sau pur și simplu aceste blocaje pe care le aveți și care trebuie să mai curățați unii dintre voi ceva, să știți că va exista într-adevăr o persoană care vă va sprijini, dar doar cu sprijin. Persoana asta poate fi oricine, poate fi un preot, un avocat, oricum. Nu, și dacă v-ați gândit la procese, e ceva aici care îmi dă cu virgulă, deci este ceva fals care a fost pus la dosar sau ceva fals care se va aduce, da? În altă ordine de idei, veți rămâne și văduvi. Unii dintre dumneavoastră sau cei care sunteți văduvi, aveți speranța că veți întâlni pe cineva cu care să fiți cu adevărat fericiți. Problema este că foarte mulți dintre voi în momentul acesta nu prea ați întâlnit, să zicem, la dragoste persoana potrivită. Haideți să vedem și un sfat din partea îngerilor Indigo. Ia uite ce îmi spune, răbdare. Da? Exact ce vă spuneam, răbdare, că veți întâlni și persoana respectivă, dar trebuie să vă faceți curat în viață. Și, pe de altă parte, da, veți fi sprijiniți la ceea ce v-ați gândit de cineva singur, nu trebuie să-ți cereți ajutorul cuiva. Greu de spus dacă se va întâmpla repede sau se vor clarifica lucrurile, însă pot să vă dau așa un imbold. Aveți șanse poate în maxim 5 luni, da? Din păcate, da? Poate la unii dintre voi mai repede, dar nu văd, pentru că nu aveți puterea să curățați ceva. Deci nu aveți putere. Aveți dorință, dar nu aveți putere. Da? Și dacă într-adevăr veți rămâne văduvi în 5 luni de în 5 luni de zile, poate 5 luni sau, haideți să vedem, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, sau poate fi la limită martie. Da? De-abia în martie vă liniștiți, da? Chiar dacă aveți pe cineva bolnav în casă aici, așa vă irită situația. Nu e că vă doriți să moară nimeni, da? Până la urmă că ar fi neortodox, dar vă eliberați de o situație. Trebuie să aveți răbdare și într-adevăr să luați atitudine, pentru că nu văd atitudinea aici, da? Deci, asta este. E o situație mai puțin favorabilă, dar cu ajutor și cu un pic de răbdare, eu zic că se poate rezolva această problemă. Singura veste bună e să mai fiți atenți și pe 5 noiembrie. Hai să nu vă tai creanga. Știți ce am făcut în momentul ăsta? Pur și simplu v-am echilibrat o energie. Dacă v-am echilibrat energiile, v-am schimbat un pic ADN-ul, dacă voi încercați să faceți, să schimbați ceva, probabil că unora dintre voi o să aveți vești bune până pe 5 noiembrie sau pe 5 noiembrie și sunt curioasă și să nu uitați acest video, chiar vă rog să-l salvați. Da? Bun. Numărul 2, acum, hai să dăm la o parte să nu vă încurcați aici. Deci numărul 2, varianta numărul 2, cuarțul roz. Ups, au ieșit două, am să o iau doar pe cea de dedesubt.
Mai bine le iau pe amândouă, că... Bun. Aici, dragii mei, foarte mulți dintre dumneavoastră visați. Visați la o situație care e ca în desene animate, da? Unii dintre voi, dar eu zic să reveniți cu picioarele pe pământ și să schimbați strategia. Să schimbați strategia, pentru că nu cred, totuși aveți aici, la ceea ce v-ați gândit, aveți protecție, deci ca și cum, dacă chestia asta nu se întâmplă, e venită de la Doamne, Doamne, de la Univers, și cred că nici voi nu sunteți siguri că vreți, sau pur și simplu vă gândiți, e, ce-o fi, o fi, dacă e să fie, este, dacă nu, nu, dar e mai mult o fantezie, din nou, mă repet, iar dacă v-ați gândit fix doar la dragoste, să știți că doar cu multă senzualitate și multă perversiune puteți rezolva această problemă. Vă spun foarte sincer, deci voi ca bărbați, ca femei, ca ce sunteți, trebuie să vă schimbați fizicul, să faceți ceva și vorba, da, că sunteți cam tăioși aici, ca și cum eu sunt cine sunt și așa sunt și nu fac nimic și nu mă schimb și dacă vrea așa bine, dacă nu, nu. E, dacă vreți ceva, chiar trebuie să schimbați, nu știu, să vă schimbați stilul de a vă îmbrăca, culoarea părului sau strategia de a vorbi, depinde acum de fiecare. Doar că una peste alta, la modul general, baza este foarte multă visare aici. Deci, zic acum că vă consumați un pic energia degeaba, mai bine gândiți-vă fix la voi, părerea mea. Și mi-au ieșit inițiale de G, nume sau prenume. Poate pur și simplu aveți pe cineva sau cineva vă minte cu litera G, a tot aștepta să se întâmple lucruri și această persoană vă minte. De asemenea, văd foarte multă balanță și gemene aici, deci ori sunteți dependenți de o anumită persoană, ori pur și simplu cineva vă face capul mare într-o anumită situație și ce mai văd pe aici? Da. Și aici mi-a căzut o boală, dar uite, la prima variantă nu mi-a căzut atât de bine după. Deci, dacă aveți pe cineva bolnav sau sunteți voi și v-ați gândit la sănătate, să știți că aveți șanse să vă faceți bine. Deci, acum pot să spun și pe de altă parte, bun, aveți probleme cu sănătatea, dar trăiți într-un vis, dar nu faceți nimic. Deci, cumva trebuie să luați atitudine și să faceți ceva pentru voi, ca și cum să vă apucați de slăbit sau să vă schimbați tratamentul sau alte chestii sau să mergeți la băi sau eu știu, habar nu am. Dar da, văd aici că v-ați gândit și la sănătate pentru că mi-a căzut boala, asta este foarte clar, dar însoțită de soare, ceea ce spun că șanse mai aveți, nu, dar nu mai stați în starea asta de letargică, da, de visare. Deci da. Uite și mai scot una și a venit casa, da? Casa poate să fie. Mai aveți mult timp sau ceva timp de așteptat ca să câștigați această casă, da? Sau dacă veți avea câștig de cauză, nu veți câștiga tot din ea. Asta vă spun 100%, da? Dacă aveți ceva de împărțit, da? Sau dacă vreți să vă mutați, de exemplu, vă mai trebuie niște bani. Eu zic să reveniți cu picioarele pe pământ și dacă aveți bani de două camere sau de o garsonieră fix aia să vă luați, nu să vă întindeți pentru că
nu veți reuși, da? Dacă întindeți plapuma mai mult decât trebuie. Bun, pe de altă parte, indiferent la ce v-ați gândit, da, poate veni o stabilitate, dar vă spun, dacă v-ați gândit la o anumită persoană, răspunsul este nu. Voi veți avea stabilitate la ceea ce v-ați gândit sau la persoana la care v-ați gândit. Nu, cu altcineva, asta voiam să vă spun, da? Cu altcineva, dar acea persoană stabilă, dacă v-ați gândit la dragoste, poate să fie doar la anul nou sau să fie o persoană din zodia leu, dar nu cred, sau poate iulie-august, de fapt. Nu, deci iulie-august, da? Așa rămân la iulie-august, dar vă spun, mă repet, totuși nu cred că este persoana la care v-ați gândit, pentru că asta dacă e pe dragoste, da? Și dacă aveți promisă, de exemplu, promis un loc de muncă, iarăși nu va fi acolo unde vă este promis, mai trebuie să așteptați, da? Veți avea stabilitate, realizare, bucurie, da, dar după așteptare și supărare, da? Bun. Ia uite ce am tras. Autoritate, a? Ia să vedem. Autoritate. Da. Deci autoritatea asta este exact ce vă spuneam. Deci sunteți într-o problemă cu serviciu, cu un nou serviciu sau orice ar fi, dar trebuie să mai așteptați, pe de-o parte să fiți mai autoritar sau poate chiar cu voi, da? Pentru că aici cu cartea asta aici mi-a căzut că trebuie să reveniți, să fiți mai fermi, mai duri la ceea ce v-ați gândit practic sau cu voi în primul rând ca să puteți ajunge la această stabilitate și la acest soare. Și în afară de asta, apropo că a căzut autoritatea, vă spun 100% că cineva aici, printre voi, va avea noroc cu niște oameni de stat până la urmă. Nu trebuie să vă fie frică, pentru că, exact, să nu vă fie frică să vă căsătoriți, să nu vă fie frică să aveți un nou început. Să nu vă fie frică, totuși, de o nouă relație în viitor, da? Sau dacă sunteți pe punctul de a face un pas, e multă, într-adevăr, multă fantezie acolo și poate multă minciună și nu o să mai aveți încredere în nimeni, dar eu zic să, totuși, veți avea noroc. Acum, legământul ăsta nu trebuie să fie neapărat o căsătorie, poate să fie și un loc de muncă. Înțelegeți cu acest legământ aici? Nu e neapărat vorba de căsătorie, dar autoritatea este bucurie pe oameni de stat, dar în primul rând Dumnezeu este cu voi. Uitați cine este autoritatea, da? Universul, Soarele, da? Foarte bine a căzut în final, dar cum v-am spus, trebuie să. Voi să vă hotărâți până la urmă, dar de fapt să fiți mai, nu știu, ori mai fermi, ori să ceva, să faceți ceva, să faceți, sau să fiți mai indiferenți. Da, poate fi asta. Bun, varianta numărul 3, mâna lui Fatima. Haideți să vedem și aici ce a căzut sau ce cade. Ups, o iau pe asta. Tarotul meu fabulos. Ia uite ce indeciși sunteți. Nici în stânga, nici în dreapta. Da, deci veți mai fi îndoiți, indeciși pentru la orice v-ați gândit. Dacă vreți să vi se îndeplinească, totuși, da, să fiți siguri că vreți chestia asta.
Ar trebui să vă puneți bănuții sub cearceaf. Mai țineți minte cum v-am învățat, ce v-am învățat? Credeți-mă, chiar veți visa ce aveți de făcut. Eu vă spun doar acum, din această etalare, că sunteți încă în așteptare, da? Există posibilitatea să trebuiască să mai stați până la 2-3 săptămâni, 2-3 luni, însă nu ani, da? Că noi dăm și noi așa pe moment, nu. Și puteți să primiți sprijin sau să vă ajute cineva cu litera C, nume sau prenume, cineva din. Aici e cu luna în gemeni. Asta nu mai știți nici voi, nici eu nu știu, nici de mama nu știu unde are luna, dar văd că cineva are luna în gemeni aici. Da, aveți de ales între două situații. Să vedem ce mai cade. Dar tot ar sta un pic pe loc, sinceră să fiu, dacă vreți. Vedeți, mai durează. De ce? A căzut judecătorul. Judecătorul este, până luați această hotărâre, trebuie să mai întârziați puțin. Cel mai mult până în luna februarie la anul, da? Cel mai mult. Sau n-aveți ce face și trebuie să așteptați decizia unui judecător sau a unei persoane cu o personalitate foarte puternică de care credeți voi că depindeți, dar e ca și cum așteptați să vă spună cineva ceva ca voi să luați o decizie. Cel mai bine este să luați decizia de la primul instinct, indiferent despre ce este vorba. Și da, mai așteptați un pic că vă vor veni și niște bani, da, totuși. Ceva câștigați aici, dar doar așteptând. Oh, și mai târziu să vedeți ce iubiți veți fi după banii ăștia, veți avea parte și de dragoste, vă veți îndrăgosti sau sunteți deja îndrăgostiți de șeful, șefa de la servici sau de un om în haină de stat. Dar, deocamdată, dacă mă întrebați pe mine, la orice v-ați gândit, nu prea ține de voi și trebuie să așteptați decizia altor persoane. Finalul este unul bun, se termină într-o energie pozitivă, deci, da, cu răbdare. Și pe urmă, uite, să vedeți și voi, arată apreciere. Deci, nu fiți apreciere la ce? Apreciere la situația care urmează să se întâmple sau poate vă gândiți în sinea voastră că ce mare lucru a făcut această persoană. Dar trebuie să arătați apreciere pentru toți care sunt în jurul vostru în următoarea perioadă și nu numai, dar dăm acum pentru o perioadă scurtă de timp. Bineînțeles că este valabil până la urmă, oricând priviți acest videoclip, da? În fine, deci nu este cartea rea, tind să cred că este un da. Și vreau să spun că da, este un da cu răbdare. Da? Bun, vă îmbrățișez, vă doresc zile senine, frumoase și pline de spor și prosperitate. Deci ne reauzim la următorul videoclip. La revedere!